câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat, aliluia. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. And of the Holy Spirit. Preiubiții mei, Hristos a înviat! Ieri, la prăznuirea Sfinților Împărați Constantin și Elena în Göteborg, l-am botezat pe un frate suedez care a primit în Sfânta Luminare numele Marelui Împărat Constantin, prăznuit ieri. Astăzi, iată, am botezat-o pe Maria, care a venit din China în Danemarca, l-a întâlnit pe Sebastian, fratele nostru de credință și neam, care a pregătit-o intens, el a pregătit-o intens în catehizare pentru taina Sfântului Botez. I-am întâlnit în urmă cu câteva săptămâni și am programat pentru astăzi taina Sfântului Botez, fiindcă și eu sunt la fel de emoționat, deoarece mi-am rememorat și eu propriul botez. Astăzi, 22 mai, în urmă cu 45 de ani, am fost botezat în pruncie, așa cum a fost botezată și micuța Sofia Anastasia. Am fost botezat în pruncie, pentru mine au mărturisit nașii mei care sunt răposați, cărora le sunt pururia recunoscător, că au mărturisit și m-au îmbrăcat în Hristos. Și am putut să cresc și cu vârsta și cu viața în Hristos, Mântuitorul, pacea și bucuria sufletelor noastre. Și nu vă ascund faptul că în anul 1977, 22 mai era în duminica a șaptea după Rusalii, când sunt prăznuiți Sfinții Părinți la Sinodul I Ecumenic de la Nicea. Însă, fiind și 22 mai, cum este și astăzi, se face prăznuirea Sfinților Părinți la Sinodul al doilea ecumenic. Așadar, în acea zi în care am fost botezat, au fost prăznuiți Sfinții Părinți care au alcătuit la Sinodul I Ecumenic de la Nicea din anul 325 și la Sinodul al doilea ecumenic de la Constantinopol în anul 381 crezul sau simbolul de credință sau mărturisirea niceo-constantinopolitană. Acest crez pe care îl rostim neîncetat în liturghia bisericii și în taina Sfântului Botez. Acest crez l-a rostit și Maria astăzi, când a primit Sfânta Luminare, când a fost îmbrăcată în Hristos. Ea se numea înainte Uto. Uto. Da. Și atunci când am numit-o catehumenă și am stabilit ziua în care să fie luminată, să fie botezată, i-am propus ca să primească la Sfântul Botez numele Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, Maria. Și a fost foarte fericită. A primit cu toată inima acest nume și încă din perioada catehumenatului s-a numit Maria. I-am pus numele, am binecuvântat-o, i-am pus numele, iar astăzi, iată, a născut la o nouă viață în Hristos și în biserică. Fiindcă atunci când ne botezăm, ne naștem la o viață nouă. Ne naștem cu o naștere pământească, istorică, însă renaștem în taina botezului cu o naștere eternă, cu o naștere veșnică, din apă și din Duh. Tocmai de aceea cristelnița simbolizează pântecele Maicii Biserici. Așa cum omul se naște odată din pântecele mamei sale, așa renaște sau se naște din nou din pântecele Maicii Biserici. Ne naștem trupește
Însă renaștem, ne naștem din nou duhovnicește, în taina Sfântului Botez. Cu toate că ea este la maturitate, acum chiar s-a născut din nou, s-a îmbrăcat în Hristos și este fericită și este bucuroasă. Mai multe o să vă zic că ea acum, o să-i dau cuvântul, nu înainte, ca numele frăților voastre, salutându-o pascal, Hristos a înviat! Ne închinăm pruncul Iisus și preasfinte sale maici, kissing the icon. Și în numele frăților voastre, acest buchet de flori îl oferim cu toată inima, fiindcă ea, iată, a fost sădită de prea milostivul Dumnezeu în grădina Maicii Domnului ca o floare mirositoare și în mire smată. A primit și taina Sfintei Mirungeri, cu mireasma Duhului Sfânt și în miresmeasă astăzi, în comunitatea noastră euharistică, acest nou vlăstar al Sfintei noastre biserici. La mulți ani, Maria! Hristos a înviat! Hi everyone! Bună dimineața! It's my glory! Este o binecuvântare și totodată o mare bucurie pentru mine să primesc astăzi Sfântul Botez în Biserica Ortodoxă. Sunt recunoscătoare preasfințitului Părinte Episcop Macarie și părinților Andrei Sofa și Andrei Constantin pentru sprijin și ajutor, dar și tuturor celorlalți frați și surori care mi-au fost de mare ajutor. Am decis să mă botez și să devin creștină ortodoxă, deoarece dragostea și bunătatea sunt două virtuți care doresc să mă călăuzească pe tot parcursul vieții mele pământești. Vă mulțumesc mult încă o dată pentru astăzi. Cu siguranță este o zi pe care nu o voi uita niciodată. Referitor la schimbarea numelui meu, care este Uto în limba chineză, am primit cu mare bucurie numele de botez Maria, numele dulce al preasfintei născătoare Dumnezeu, pe care o rog să mă călăuzească aici și în veșnicie.